Un scandal uriaș a izbucnit la o fermă de căpșuni care este totodată și parc de distracție în Germania. O sută de români și ucraineni au fost implicați în conflict, toți muncitori cu legături de acolo. Ferma de căpșuni Carl, o locație populară în rândul familiilor germane, a fost scena unor lupte violente. În jurul orei 22, adică la scurt timp după ce ușile ferme au fost închise pentru vizitatori, disputa dintre muncitori a escaladat. A fost nevoie de intervenția poliției pentru ca aceștia să fie opriți. Un grup mai mare de angajați ucraineni s-a certat cu un grup de români. În cursul acestor dispute, trei cetățeni români au apucat obiecte periculoase și au atacat pe Uc Ucraineni, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției. Potrivit primelor aprecieri ale autorităților, motivul disputei a fost o sticlă spartă și discuții în contradictoriu. Apoi, situația a escaladat. Anchetatorii nu pot spune cu certitudine ce arme albe au fost folosite în timpul violenței. În atac, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la un spital din Rostock. Doi dintre cei trei suspecți au fost arestați. Poliția penală îi cercetează acum pe toți muncitorii, printre altele, sub suspiciunea de vătămare corporală periculoasă.